se poate cânta și într-o mașină. Acest concert ad hoc de aici, de la Mihăilen, este poate cel mai important concert din turneul acesta, din turneul Enescu Experience. Este o mare bucurie pentru mine să pot pune în slujba unui asemenea loc, unei asemenea case, patrimoniul național al României, și anume vioara Stradivarius. Impresia din copilărie, dacă vreți, este ca un fel de suită de tablouri în care Enescu rememorează momente importante din viața sa timpurie. Lăutarul, se pare că chiar un astfel de personaj, a fost primul profesor de vioară al lui George Enescu și Enescu a încercat să-l zugrăvească așa în niște culori muzicale. A fost un moment unic, chiar minunat. În contextul ăsta, în lumina asta și cu acest decor minunat în spate. Pe lângă biserica din centrul, acesta este un așezământ sacru. El este tatăl meu, are 88 de ani. Era un vis al lui să vadă casa și o durere în suflet. Când treceam pe aici și o vedeam că intră în pământ. În cadrul turneului strângem fonduri pentru a restaura casa de aici. Vrem ca acest loc să fie un loc viu. Vrem să deschidem aici un centru cultural. Un centru cultural nu axat exclusiv pe muzica clasică, ci și pe alte feluri de muzică, pe arte dramatice și pe arte vizuale. Enescu a lucrat de nenumărate ori cu discipolul său cel mai important, Yehudi Menuhin, chiar aici, la Mihăileni. Și ascultând așa cum se împleteau sunetele viorii cu sunetele naturii, cu sunetele păsărilor, m-am gândit că, iată, așa se explică totul, așa putem înțelege de ce Enescu a compus impresii din copilărie, de ce a compus sonata în caracter popular românesc. Toate aceste sunete le regăsim aici, în stadiul lor natural și firesc, și aici este sursa. Cine vrea să-l înțeleagă pe Enescu cu adevărat, ar trebui să vină măcar o dată aici, să respire aerul de la Mihăileni, să vadă această lumină fantastică. Concertul de la Mihăilene a fost momentul cel mai așteptat pentru mine din întreg turneul. Era o lumină care se filtra foarte frumos printre nori, momente de soare, momente în care dispărea exact așa cum se întâmplă și în muzică. Pentru mine a fost prima dată când am cântat acolo în față și cred că primul Stradivarius care se aude în fața casei lui Enescu. Am avut cu toții privilegiul să fim oaspeții doamnei Ioana Flondor și domnului Radu Miclescu. E un domeniu aici, o casă absolut extraordinară, cu o istorie care pornește de la 1400. Niște locuri de o frumusețe dincolo de cuvinte. Trebuie să le vezi, să trăiești, să respiri aerul de aici ca să înțelegi despre ce este vorba. Nu vrea să scrie? Da. Nu, trebuie să faci pe mai. Înțeleam că suntem în iunie deja. Destul de slab, era mic, puțin încovoiat, aveam 6-7 ani și cu el nu vorbeam. Thank you.
It's a serious repertoire for violin and piano. It's technically difficult, but also it's all new for me. Difficulty is good. More you practice, more you play, easier it becomes. The essence to play better on stage is to play as much as you can on stage. Este un principiu al lui Enescu pe care l aplica în orice piesă o cânta. Spunea că fiecare notă este esențială, este importantă. Trebuie să fii în stare să-ți dai viața pentru fiecare notă de acolo din partitură. Sigur că noi ca artiști trebuie să trăim, să murim și să înviem acolo pe scenă, să ne dăm viața pentru aceste piese, pentru a le ridica din partitură. Totul trebuie pus în slujba muzicii, inclusiv corpul meu. Atitudinea corporală este foarte, foarte importantă, fiindcă îți oferă acea energie necesară pentru a putea să o transmiți în cele din urmă și viorii. Piano is very physical. Piano, it's very heavy, many notes and many, you know, it's physically it's very, very demanding. How you look, how you move, what you do, it's as important as how you play. Because people look at you. I don't play for myself. This connection between you and me now, I'm talking audience and me, is crucial. People don't quite realize that, yes, of course, I'm in my world, and creating the universe, but how aware I am of what's going on in the hall. I'm aware of how you breathe. I know how your heart beats. Tot ceea ce se întâmplă fizic, exterior, vizual, pe scenă, este în slujba muzicii. A fost o experiență care cred că ne-a adus aproape de punctul de incandescență. Am decis să păstrăm această idee de a nu întrerupe fluxul muzical și de a ține concertul fără pauză de la început până la sfârșit. Și realmente simți că se creează acolo o anumită energie, un flux de energie între public și artist. Se atinge o temperatură din ce în ce mai înaltă. I personally give so much energy that is very little left for anything. Sperăm că nu este, dacă ne adunăm toate forțele.
E bine, mergi, mergi, drept și eu am obiectiv. Sunt fericit că sunt violonist, că viola e mai ușor de transportat. Sunt mai puține probleme. Dar realitatea este că în România este mare nevoie de astfel de piane și cum în majoritatea locurilor ele lipsesc cu desăvârșire, am ajuns la această soluție mai puțin obișnuită de a-l tărea după noi. Rolul meu este de a coordona echipa pentru manevrarea și transportul pianului dintr-o locație într-alta. E destul de dificil, pianul fiind foarte greu, are 581 de kilograme, acest model de Yamaha. E foarte importantă calitatea drumului. Dacă sunt gropi, trebuie redusă viteza cât de mult posibil. Au fost porțiuni de drum unde am mers și cu 10 la oră. Trebuie avut grijă pentru că se dezacordează și n-ar fi asta marea problemă. Marea problemă ar fi dacă s-ar fisura cumva placa de rezonanță. După ce este urcat în mașină, pianul are o husă specială care izolează termic, îl protejează și de alte șocuri și se ancorează foarte bine cu niște chingi. Cam asta e tot, să spun așa. Sunt și eu o rotiță în acest angrenaj al unui turneu sau al unui concert. O rotiță un pic mai grea. Sunt situații când efortul este extraordinar de mare, dar câteva minute. Partea mai grea, zic eu, că este când descarci pianul și îl încarci, că necesită foarte mare atenție. În prima fază, el este un pic tras pe acea sanie, se pune pe liftul mașinii, se pune pe niște cărucioare, asta unde permite și nu sunt trepte. În cazul în care sunt scări, este un pic mai dificil pentru că el trebuie ridicat cumva de coadă, fiind partea mai ușoară a pianului, și apoi împins, efectiv, se urce acele trepte. În acest turneu, la Chișinău a fost recordul, 22 de trepte. M-am speriat, deci nu știam cum va ajunge pianul pe scenă. Apoi pe scenă se montează picioarele și se pune pe poziția de concert. The tour to have one instrument, one very good instrument, which adjust for my needs by my technician. It's such a completely different story. It's such a privileged situation. And yes, as a Yamaha artist, I kind of have this right, but my appreciation for what Yamaha does to me in this particular case is beyond words. Ha 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 ha
Însoțim vioara, însoțim pe domnul Alexandru Tomescu, oriunde se duce, 24-24. În sala de concert avem o strategie pusă bine la punct, astfel încât să acoperim vizual cât mai mult. Încercăm pe cât posibil să fim cât mai discreți, dar să oferim o siguranță maximă. Singurul om care poate atinge această vioară este domnul Alexandru Tomescu. Auzele dumneavoastră, îi invităm pe Alexandru Tomescu și Eduard Kunz. But when you come, unlike in Chișinău, if I came and on my piano there was a rose, it gives you this extra feeling that you are loved. And when you are loved and expected, then you're more relaxed and you're more sure of yourself. When you are loved, you feel freer. Chișinău a însemnat foarte mult pentru George Enescu, a venit de nenumărate ori aici să cânte, așa că era o datoria noastră să venim și să cântăm pentru dumneavoastră în seara aceasta. Vom începe seara cu o piesă care mie personal este foarte, foarte dragă, și anume din cauza că este prima piesă de George Enescu pe care am învățat-o în viața mea și cred că mulți dintre violoniști o cunosc deja. Este vorba despre Balada de George Enescu, o piesă pe care l-a compusă când avea doar 13 ani. If you would ask me, does it matter, you know, 5,000 people, 200 people? But when the hall is full, you can see that people are waiting for you. They're here for you, and they're here for you to listen. It helps. A fost o seară Enescu, o seară complexă. Un eveniment care o să rămână în memoria noastră și ne-a impulsionat spre fapte mai bune. Un concert de dublă binefacere. Binefacerea spirituală și binefacerea și materială prin donațiile care au fost aduse. Chaque piano a son caractère. Je suis obligé de vérifier souvent le piano parce que dans la tournée, le piano, il est en permanence. C'est toujours le même piano du coup qui suit. Il est en permanence transporté. Même s'il est bien transporté, il dort dans le camion. Donc il est amené à différentes variations d'hygrométrie, de température en permanence. Plus dans la salle de concert, il fait chaud avec le public et il se retrouve après dans le camion. Donc tous ces phénomènes font varier en permanence
l'accord du piano. Ça peut, ce qui peut changer aussi, c'est avec l'humidité aussi. Donc il y a beaucoup de feutre, tous les marteaux sont en feutre, ce qui percute les cordes. Et donc tout ça, si ça absorbe l'humidité aussi, ça rend aussi de toute façon le clavier plus lourd. Donc moi, face à l'humidité, je peux rien faire face à ça. Au début, juste pour accorder les pianos, donc j'ai une clé d'accord. La mienne, elle est en alliage de titane et le manche en bois, en érable. Le même bois que les violons d'ailleurs. Donc pour l'accord, j'ai besoin de ma clé, d'un diapason, des couets en feutre pour isoler les cordes, et des bandes en feutre aussi également pour isoler les cordes. J'accorde le piano et si j'ai un peu plus de temps, je passe du temps sur la mécanique. Et donc là, effectivement, j'ai plein de petits outils sur lesquels j'ai une multitude de petits réglages que je dois faire. Et à chaque fois, il faut réussir à faire un travail homogène qui soit égal sur les 88 touches du clavier. C'est le plus difficile aussi à faire. Donc du coup, quand j'ouvre le piano, je vérifie en premier si la mécanique elle repose bien sur son plateau. Et si j'ai un peu plus de temps, je continue sur les réglages. C'est un travail perpétuel, c'est jamais fini. Je suis maniaque pour le son. Oui, pour moi, comme je vous ai dit avant, on n'a pas le droit à l'erreur en concert. Donc je veux vérifier en permanence. Ouais. Lucrarea următoare, Enescu a compus-o la câțiva ani după ce terminase sonata a treia în caracter popular românesc. Încă se aud în ea foarte multe ecouri de origine folclorică, dar se simte amprenta geniului, amprenta lui George Enescu. Enescu nu a apucat să finalizeze decât partea întâi, așa că această sonată se numește Torso. Eu cred că e un nume foarte, foarte bine găsit, chiar dacă nu este al lui George Enescu, fiindcă pe mine personal mă trimite cu gândul la acele statui antice din muzee care și-au pierdut de-a lungul miilor de ani, și-au pierdut gâtul, și-au pierdut brațele, și-au pierdut picioarele și totuși ele ne transmit ceva. Atâta cât a rămas din ele are un sens și această armonie a trăsăturilor lor supraviețuiește indiferent cât de mult sau de puțin s-a păstrat din ele. Sonata Torso, din care s-a păstrat, deci doar prima parte. Călătorit înapoi în timp, în timpul lui George Enescu, pentru că ascult și eu acasă mult. Chiar dacă nu știu ce a simțit George Enescu, parcă am simțit emoțiile lui care au fost prezente când a scris. A fost absolut minunat. Am fost spulberat de vioară mai ales și de perfecțiunea, pot să spun așa. Very passionate, romantic. I haven't heard this composer before and I haven't seen these two wonderfully professional, highly talented, obviously, musicians before, and hear the Stradivarius as well.
the first time. So, yeah, amazing for me as a visitor. Yeah, beautiful. Inventa sirenele prietenoase cu oamenii și sunt gândite să te distrugă. Bit of a luxury opportunity here. For the first time, my piano is in my hotel. I feel like I'm Nigel Kennedy or something. Plus, cred că a fost cel mai greu concert de până acum. Am mai cântat pe scene din astea în aer liber, dar aici la Cluj a fost altfel. Filarmonica venea după noi. A fost o aventură. Publicul de la Cluj cred că ne-a dat o lecție. A putut să guste și să se bucure de sonate integral, ceea ce este o premieră pentru mine. Și mi-arată că noi nu suntem chiar nebuni în ceea ce credem noi și în faptul că suntem convinși că sunt oameni care iubesc muzica clasică și care pot fi emoționați de ea. Chiar a fost impresionant. Cum zic francezii, on a vu de toutes les couleurs. Am văzut toate culorile la concert, și soare, și nori, și ploaie, și strop de ploaie. Trebuie să fii pregătit pentru orice la un concert în aer liber și trebuie să ai seturi întregi de cărlige care să țină partiturile, să nu le ia vântul. Când te gândești la cărlige, îți vin în minte imediat cărligele de rufe. Dar cărligele care m-au salvat au fost niște cărligi decupate din niște pormantouri de pantaloni. Chiar mai mulți oameni mi-au spus că au venit de la Iași ca să asculte concertul și mi-am zis, bine, dar noi am cântat la Iași, că da, v-am ascultat și la Iași. Deci am bătut jumătate din țară. Nu mă mai simt singur. Deci ne mai simțim atât de singuri noi ca artiști. În momentul în care vom înțelege că turismul cultural este o realitate și că el există și că trebuie doar puțin cultivat, atunci lucrurile chiar vor funcționa. A fost o seară perfectă acolo pe scenă și așa am perceput-o și noi aici. Și oricum, cred că vom mai visa mult la seara asta. Orașul alb al lui Iulia, Alba Iulia. Și cine era Iulia? E un principe maghiar. Traducerea, aha, în latină vine din Ghiulo Fervar,
cetatea albă a lui Giula, Iulius. Drumul roman este în această zonă. Așa găseați un capitel și da, așa se reface. Castru are 480 de metri pe 430, 22 de hectare. Aici am ajuns deja în piața centrală a cetății, clădirea comandamentului Legiunea 13 a Gemina. Avem inscripții dedicate unor mari comandanți romani, inclusiv o statuie de general roman, posibil chiar de imperator. Am găsit și un vultur roman, vulturul fiind și simbolul Imperiului al Legiunii roman și al Legiunii. Asta este camera standardelor din cadrul clădirii comandamentului. Aici este echipamentul unui centurion. Cum așa de zale. Pentru că era, funcția cea mai importantă în armata romană este centurionul. Asta nu era fier inoxidabil, adică asta se oxidea, ruginea. Și le îngrijeau tot timpul și le dădeau cu uleiuri. O atmosferă foarte greu de descris în cuvinte, niciodată n-am văzut atât de multă lume în această catedrală sau într-o biserică. Lumea a stat în picioare aproape 2 ore pentru a asculta muzica lui Enescu. Eu nu cred că poate fi o răsplată mai frumoasă pentru noi și pentru mine personal. Eu personal nici nu am obosit cântând, că aș mai fi putut continua și mai aveam piese de Enescu să cântă. Dar ne-am gândit că e bine ca totul să aibă o rotunjime și să aibă o formă muzicală. Toate cele 3 sonate în ordine cronologică, flancate de balada de Enescu și Hora Unirii, care aici la Alba Iulia este la ea acasă. It's torture, yeah. I don't like to look at it. Piano is alive, believe me. You can feel if piano is sick or it's healthy or how it feels. I guess it's not a piano, it's just because you're so connected to it. You know, you share so much during practice, on stage. You go through emotions which are in music, and you know, great music, I think, it's mostly unhappy. Just came to my mind now. Colaborarea cu Alexandru Tomescu și cu Viola Stradivarius a început în anul 2009 și de atunci tot mergem și cutuierăm țara. Vioara pe timp de noapte
este asigurată de către personal specializat. Ne asigurăm camera foarte bine, atât geamurile cât și ușile, astfel încât să nu existe surprize neplăcute. Da? Și cam asta facem pe timp de noapte, dormim cu schimbul. Vioara are un nume de cod, dar din motive de securitate nu vă îl pot spune. Avem grijă ca și de o persoană de această vioară. Tot timpul trebuie să fie asupra noastră, tot timpul trebuie să avem control asupra ei, să o avem fizic lângă noi. Suntem în maxim alertă din momentul în care plecăm din cameră până ne întoarcem în cameră. Asta înseamnă când mergem la micul dejun, când mergem la ședințe foto sau conferințe de presă cu domnul Alexandru Tomescu. Niciodată cei care îi asigură securitatea viorii nu o lasă nesupravegheată. Deci întotdeauna și în acest moment în care eu dau acest interviu, este cineva care veghează asupra viorii. Chiar dacă nu am niște studii muzicale, au fost situații în care am întors foile la pian, au fost situații în care Alexandru mi-a predat lecții de muzică. Învățam notele, da? Optimile, cum e o notă întreagă. Consider că răbdarea, dedicarea și nevoia de a învăța și nevoia de a experimenta și altceva mă recomandă pentru acest turneu. Piece of wood, you understand? Which is straight. Really? Yeah, so well, it's one piece of wood which is straight. Not several layers? No, it's one piece of wood. Really? Yes, which is being banded by a machine, you know, like 1 millimeter a month. Uh-huh. In a certain, you know, more wear. So it doesn't crack. So it doesn't crack, yeah. And it's being bent into this thing, which sustains the pressure. Soundboard like this? Yeah, soundboard and piano. Yeah. Soundboard made of several pieces of wood. Yes. But you cannot get these big pieces. Yeah. Ah, this is for the soundboard? Yes, but for the piano. It's thicker, yes. No, that's at least 1 centimeter. Here we are talking about 2-3 millimeters. Este un moment pe care l-am așteptat de foarte mulți ani. Mai precis și mai concret, exact din clipa în care am primit vioara Stradivarius Elder-Voicu, cum am gândit, oare când va fi momentul potrivit pentru a prezenta publicului din România un program integral românesc? Și pot să vă spun acum că toate turneele, toate programele pe care le-am pregătit în anii precedenți au fost ca niște pași pregătitori pentru a ajunge astăzi aici, la Enescu, acest compozitor de secolul 20 cu un limbaj muzical de secolul 21. Thank you.
Большое спасибо. Вам спасибо. Большое вам. Hello. Hello. Felicitări. Unde e băiatul? Să strească bărbatul! It doesn't add any nervousness or any, you know, she's my girl, she's my baby, she's my best friend, so it's fine. My mother-in-law was also here, my daughter is with friends, I think tired, hungry, in need of a strong drink, and satisfied. That's how I feel. Concert la București, cu mine în sală râzând, cu mine în sală cu lacrimi, cu mine în sală admirându-l pe Alexandru și crezând că nu e din lumea asta, ci e trimis aici să ne învețe ceva, cu Eduard, care e minunat. Au reușit să ne amintească, să ne învețe din nou emoția în seara asta, au reușit să-mi aduc aminte de copilărie, de păsări, de sunete. Sunt așa de încântată, mai mult decât vorbesc, mai mult decât arăt. A fost minunat! Mi s-a părut încă o dată minunat să fim în povestea asta împreună, să-l însoțim, de fapt, cu puterile noastre pe Alexandru, toată țara. Credem că trebuie să susținem cultura și trebuie să susținem oamenii de artă, pentru că asta se întoarce în economie și asta se întoarce și asta, cumva, este câștigul nostru al tuturor. Sigur că atunci când asculți un concert de muzică clasică, îți imaginezi. Am călătorit enorm prin Franța, la Viena. Oh, cred că am trecut prin toată gama de emoții și prin toată gama de amintiri. Where did I travel? All kinds of places, like old black and white movies, like Humphrey Bogart and Ingrid Bergman. Mi-au trecut prin minte imagini din propria copilărie, casa bunicilor. Dar totodată am călătorit în întreg univers. La un moment dat, într-adevăr, m-am simțit pierdută într-un univers, n-am știut unde sunt. Uneori ai senzația, și cred că pe toată perioada concertului, că te ridici undeva la cer și după aia iar te cobori spre pământ și iar te ridici la cer și realizezi că, de fapt, cred că Dumnezeu ne dă foarte mult. Există cuvinte să-ți poți exprima emoțiile? O emoție înăuntrul sufletului. E ceva extraordinar, nu se poate exprima în cuvinte. Emoția e atât de puternică încât... De la o extremă la alta am simțit atât durere cât și bucurie. Mă duc foarte fericit înapoi, acasă, să le spun părinților mei cât de minunat a fost. When he's playing the violin and the piano, you can hear all the animals that they speak about, and you can also hear this beautiful, like, soaring as well, and this carries you away. So yeah, they're just very passionate, but you feel like crying with passion. O experiență unică, pentru mine pot să spun că prima, și una care trebuie trăită neapărat, foarte profund, un spectacol într-adevăr de excepție. You go through the music which were written filled with very strong emotions about pain, about love, about desire, about broken hopes. You know, through yourself you put all these emotions on a daily basis. You live through them. I guess it opens you up as an individual. You know, you leave someone else's pain, you leave someone else's love, you leave, you know, during 2 hours on stage you die, fall in love, break apart several times. Of course it has consequences. Emotions are all the same. Word mama didn't change. Love didn't change. Passion didn't change. Time didn't change. And it's the same with Enescu. There is, in young works, there's this adrenaline and testosterone and speed and happiness. And this, in later works, it's a little bit more philosophical, you know, more dramatic, more deep. Transpiră mâinile, îmi dă o stare de bine, mă gândesc la lucrurile frumoase din viața mea, la soția mea, la copilul meu. Te simți ușor, chiar dacă am 100 și ceva de kilograme, parcă plutesc în acele momente. În momentul în care plutesc, vioara este la Alexandru Tomescu.
Empty, I just said. Empty? You know, Alexandru asked me, what do you feel? And you feel empty. It's one of those moments that you feel absolutely empty. There's no energy or desires. It's certainly an experience. And it certainly has been a major Enescu part in it. I can tell you that. Muzica va rămâne în noi. Va rămâne în cei care au auzit-o. Și cred că vom fi puțin altfel. Așa că nu se termină. Nu se termină niciodată. Vedeți la următorul concert. Asta o să păstrez.